Revenim, doamnelor și domnilor, în partea a doua a emisiunii noastre, Brașovul tău. Iată, vom vorbi despre o stațiune, nu orice fel de stațiune, este vorba de stațiunea turistică de interes național Râșnov. Sună așa foarte, foarte pompos, poate, pentru unii, însă este o realitate și este un adevăr. Este o stațiune care merită să fie vizitată. Îndemnul nu mi-aparține numai mie sau primarului localității, domnul Adrian Veștea, care este invitatul nostru. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Iată, dacă în 2014 am avut la Râșnov, din statistici, sigur, vreo 241.000 de vizitatori, anul trecut, în 2015, am sărit la 363.000 și se estimează că în anul acesta să depășim 500.000. Greșesc? Să nu fim chiar atât de optimiști, să ajungem la 400, fiindcă cu siguranță cetatea are targetul de a ajunge la 500.000 de vizitatori în condițiile în care noi astăzi pregătim un amplu proiect de restaurare a cetății și cred că în urma acestui proiect măresc pe care îl vom implementa, cred că stațiunea turistică Râșnov va avea foarte mult de câștigat de pe urma cetății, fiindcă cetatea, trebuie să recunoaștem, este principala atracție a localității și a zonei, iar în jurul ei au devenit și sunt vizitate și alte obiective. Pentru că ați amintit de cetate și vom vorbi despre cetate și nu numai, o importantă publicație de turism, Traveler, spunea anul trecut că cetatea Râșnov, și asta este un lucru extraordinar, se află pe lista celor mai frumoase castele de zăpadă. Deci, o cetate, un castel care merită să fie vizitat nu numai vara, ci și iarna, pentru că ocupă un loc important. Între primele 10 cetăți care trebuie vizitate pe timp de iarnă, e vorba de cetăți din Germania, Japonia, Scoția, Cehia, Norvegia, Turcia. Da, iată, Râșnovul a intrat în acest club foarte, foarte select. Da, este o realitate, mă bucură că am primit astfel de aprecieri. Este o dovadă, de ce nu, să demonstrăm că și noi, autoritățile locale, suntem în măsură de a pune în valoare monumentele istorice. Nu este, cum se spune, sau poate că se și întâmplă în foarte multe localități, de acolo probabil s-a și creat această gândire că de fapt autoritățile nu ar ști să gospodărească. Cred că autoritățile sunt cele mai în măsură să gândească proiecte de dezvoltare, să pună în valoare aceste monumente istorice, să creeze în jurul lor o agendă culturală, iar ceea ce cred că este foarte, foarte important este faptul că noi am păstrat un preț accesibil, n-am avut o creștere a prețului biletului dacă ne raportăm la ceea ce s-a întâmplat din anul 2008 de când am preluat-o. Mai mult decât atât, în jurul cetății am creat o serie de atracții despre care cu siguranță o să vorbim în această emisiune, iar ceea ce trebuie menționat este faptul că Râșnovul este cea mai tânără stațiune turistică de interes național din România. Este un statut care l-am dobândit în anul 2012, iar în județul Brașov, în afară de orașul Râșnov, mai sunt în această situație doar Predealul și Poiana Brașov, deci practic două stațiuni care încă din perioada comunistă... Ne bucurăm că totuși sunt concentrate în județul nostru, da? Au existat strategii guvernamentale și a existat o implicare din punct de vedere guvernamental. Ceea ce s-a întâmplat la Râșnov este o creștere naturală, este o dovadă că în momentul în care autoritățile locale... Sunteți foarte modest. Creștere naturală, dar și omul sfințește locul, este vorba și de primărie, este vorba de Consiliul Local din Râșnov, care a gândit aceste proiecte. Este un parcurs pe care noi l-am avut, este știut faptul că poate în anul 2004 și o să verific la statistică, dar cu siguranță erau sub 30.000 sau poate sub 20.000 de turiști, iar ceea ce se întâmplă astăzi este o creștere spectaculoasă de la an la an, este o creștere care demonstrează că cetatea Râșnov este un monument de care foarte mulți turiști
sunt interesați să-l viziteze, iar ceea ce am reușit să facem în decursul timpului, de a îmbina evenimentele culturale cu evenimentele sportive, cu diverse alte activități, a conferit Râșnovului șansa de a fi un oraș viu, un oraș care îl vizitai nu doar pentru a merge să vizitezi cetatea, îl vizitai pentru evenimentele frumoase care te atrăgeau, fie că vorbești de un festival de rock, fie că vorbești de un festival de film, fie că vorbești de festivalul Equest sau de festivalul de reconstituire istorică, fie că vorbești de etapele de cupă mondială sau mai nou anul acesta, fiindcă peste o lună Râșnovul va găzdui un eveniment foarte amplu, un eveniment deci, luna martie, nu? Da, în luna februarie. Vom avea pe data de 20 până pe 28 campionatele mondiale pentru sportul nordice. Da? Trebuie menționat aici că sunt până la vârsta de 23 de ani vor fi participanți, vom avea peste 2000 de sportivi și de oficiali, iar dacă stăm să ne raportăm, o mare parte dintre sportivii care vor veni la Râșnov, marea majoritate participă la cupe mondiale, fiindcă la vârsta de 23 de ani ești în plină maturitate și cu siguranță iubitorii sporturilor de iarnă își vor vedea o parte dintre cei pe care îi văd doar la televizor pe canalele de specialitate pe Eurosport, vom avea șansa să-i vedem chiar în orașul Râșnov, în carne și oase. Da. Trebuie menționat că acest eveniment se datorează faptului că există o conlucrare foarte bună cu Federația Română de Schi, cu domnul Piu Gaspar și de asemenea faptul că cheile grădiștei, Predealul și Râșnovul au putut să gândească acest concept în care fiecare să ne luăm câte o parte din cadrul acestui eveniment și să încercăm să ne facem treaba foarte bine, în așa fel încât pe viitor să avem de ce nu și alte aspirații. Da, este foarte interesant. Eu am mai stat de vorbă cu primari care au, sunt primari ai localităților care sunt străbătute de fie de un drum național, fie de o șosea importantă, care face legătura între diverse orașe, localități sau zone ale țării. De obicei, turismul în zonele acestea e un fel de turism de trecere, de pasaj. Deci lumea trece, oprește, bea o cafea, mai pierde o jumătate de oră, după care merge mai departe spre țintă, spre destinație. E bine, Râșnovul iese din aceste canoane, Râșnovul a devenit în sine o localitate unde te oprești și stai. Da, este foarte adevărat. Râșnovul era și este un nod rutier, dacă stăm să ne raportăm că suntem situați atât pe drumul care trece, care merge spre Predeal, pe drumul care merge spre Pitești, spre Bran Moeciu Fundata, spre Zărnești, spre Brașov, spre Poiana Brașov, deci practic putem spune că Râșnovul este cu adevărat un nod rutier și să știți că încă de la început, în momentul în care am gândit această strategie, am zis să fructificăm această poziție geografică foarte bună pe care o are localitatea Râșnov și să o punem foarte bine în valoare. Acest lucru n-a reușit la început, cred că am fost și noi o localitate de tranzit, o localitate în care ținând cont de faptul că în anul 2004 aveam sub 100 de locuri de cazare, probabil nici nu exista o solicitare pe piață, fiindcă cu siguranță râșnovenii care sunt gospodari ar fi făcut acest lucru, dar astăzi deja stăm în cu totul altă situație, vorbim de peste 2500 de locuri de cazare, iar orașul Râșnov este într-o continuă creștere, vedem hoteluri care se construiesc, vedem pensiuni care se dezvoltă, iar toate aceste lucruri se întâmplă datorită faptului că comunitatea din Râșnov, primăria, a avut o strategie, o strategie care este într-un trend ascendent, iar astăzi, văzând numărul mare de turiști, văzând că au crescut numărul de noptări la Râșnov, văzând faptul că nu-ți mai ajunge o zi ca să poți să vizitezi tot ceea ce ți-a propus în orașul Râșnov, cu siguranță că pe viitor Râșnovul va beneficia și în perioada de vară, fiindcă nu vreau să dau exemplele altor stațiuni din județul Brașov sau altor zone care sunt până la urmă și ele au diverse atracții turistice, dar Râșnovul astăzi este un oraș foarte efervescent și cred că lucrurile acestea contează foarte mult, iar cifrele, care sunt până la urmă date statistice, acestea contează și sunt niște lucruri reale. Mai mult decât atâta, contează foarte mult și veniturile proprii, faptul că Râșnovul în fiecare an a crescut din punct de vedere bugetar. A fost un an de vârf anul trecut, fiindcă am avut foarte multe proiecte europene pe care le-am implementat și am făcut chiar, aș putea spune, o infuzie de capital în stațiunea turistică Râșnov, iar în perioada următoare, prin proiectele pe care le pregătim, cred că Râșnovul va putea să demonstreze că nu ai cum să fii în județul Brașov și să nu te-și pe la Râșnov. Da,
să coborâm puțin de la cetate în centrul orașului, unde au avut loc niște schimbări majore. E vorba de o finanțare importantă, o finanțare cu bani europeni, evident. Anumite lucruri sunt absolut în proporție de peste 90% gata, de exemplu, cum ar fi tunelul subteran. Da. Este foarte adevărat, coborâm de la cetatea în centru, dar nu cu orice, coborâm cu liftul cu pe liftul plan, pe, exact. Liftul pe plan înclinat cu cremaliză. Alte investiții importante, da. Un proiect frumos, un proiect pe care la vremea la care vorbeam despre el, cred că foarte mulți mă priveau cu simpatie și spuneau tânărul chiar are foarte multă... Da, da, visează, sigur. Da, zice, ce inovativ e, ce glume ne tot spune, da, da, dar da. E băia bun, că până la urmă totuși mai face o șosea, mai asfaltează o șosea, mai schimbă o conductă, mai construiește o școală. Iată că am început să prindă contur proiectele mari, proiectele mari despre care vorbeam în urmă cu ceva ani, iar râșnovenii au fost cei care, și nu numai râșnovenii, și telespectatorii noștri, au fost cei care au văzut și au avut șansa să vadă noile tehnologii, adică s-au turnat cu elicopter o serie de în diverse zone care erau greu accesibile, s-a turnat beton, de asemenea s-au spart metri cubi, mii de metri cubi de stâncă pentru a putea crea acest lift pe plan înclinat cu cremalieră. Astăzi acest proiect este un proiect care este foarte bine pus în valoare. Anul trecut, deși am funcționat doar 6 luni de zile, am putea spune că am transportat 25.000 de turiști. 25.000 de turiști care coborau din cetate într-o zonă de șantier, fiindcă centrul orașului Râșnov era o zonă în care exista o groapă foarte mare. Mulți cred că au și uitat cum arăta astăvară zona centrală, fiindcă astăzi deja este acoperită, este pavată într-o proporție de 60 ceva la sută, iar proiectul în sine este un proiect care a fost implementat în proporție de 95%. Deci, practic, Râșnovul este pe lista celor care au putut să demonstreze în România că banii europeni au fost accesați, atât prin proiectul de la Școala Generală, Școala Peter Tal, am construit un corp nou de clădire pe 21 de săli de clasă, ateliere la grupul școlar industrial, un centru de informare turistică, am construit de asemenea de curând o pepinieră silvică în valoare de 1 milion, de asemenea drumul forestier de 1,5 milioane de euro, de asemenea centrul istoric care și el are o valoare destul de însemnată, peste 3 milioane de euro, liftul pe plan înclinat cu cremalieră care are și el 2 milioane de euro. Deci Râșnovul nu a pierdut proiecte, Râșnovul a reușit să demonstreze nu numai României, ci și Europei că suntem în stare, chiar dacă am trecut prin diverse sincope și nu a fost deloc ușor, fiindcă nu trebuie să uităm faptul că am avut și negreutăți, dar la ambiția care o avem am putut să demonstrăm că proiectele trebuie duse mai departe și am reușit acest lucru. Da, nu știu, eu stau și vă ascult, telespectatorii la fel și se întreabă probabil și dânsii cum totuși unii pot și alții nu fac mare lucru. Deși îi ajută și locația și localitatea, de respectiv natura și așa mai departe. Ce să spun? Practic, de fiecare dată, în momentul în care începeam câte un proiect, se spune că, de fapt, a fost ajutat fie de cine știe ce guvern, a fost ajutat de cine știe ce persoană. Cred că fiecare om care face administrație publică contează foarte mult să creadă în proiectele lui. Adică toate aceste lucruri, în primul și în primul rând, trebuie să existe căpoșenia lui și să creadă că de fapt aceste proiecte vor fi implementate. Să facă aceste proiecte. Iar ceea ce vă pot spune astăzi este faptul că Râșnovul are deja strategia 2014-2020 pregătită. Deși nu s-au deschis, suntem în 2016, nu s-a deschis nicio axă de finanțare. Iar proiectele pe care noi le vom aborda în perioada următoare sunt proiecte în care credem și care vor prinde conturi și vă asigur de lucrul acesta, fiindcă deja Râșnovul își propune un nou asalt pe partea de fonduri europene. Ne propunem să realizăm o serie de obiective care mai sunt necesare în stațiunea turistică Râșnov, iar cred și le recomand tuturor celor care cred că există o șansă de a dezvolta comunitățile lor pe fonduri europene să facă acest lucru, fiindcă Râșnovul a reușit să facă această treabă datorită faptului că am avut strategia, am avut o viziune, am crezut în aceste proiecte, iar toate aceste proiecte astăzi sunt de fapt într-o strategie interconectată în care fiecare obiectiv în parte și aduce aportul la dezvoltarea comunității Râșnov.
ne întoarcem puțin la cetate, acolo mai este ceva de lucru, ca să zic așa. Da, din păcate n-am putut să accesăm fonduri europene pe cetate în mandatul 2000, în sesiunea trecută de proiecte europene, datorită faptului că Mărășna s-a produs o greșeală în anul 2000. Cetatea a fost dată unui așa zis investitor italian. Acel investitor italian, cu acel investitor, de când am preluat mandatul, am avut o perioadă în care ne-am judecat, o perioadă care poate a fost cea mai grea bătălie care a dus-o cetatea sau comunitatea din Râșnov cu invadatorii. Da. Deci o bătălie de 6 ani de zile. Finalul a fost fericit. Comunitatea și-a redobândit monumentul istoric la sa. Iar ceea ce cred că a contat foarte mult este faptul că este foarte adevărat. Nu am avut posibilitatea să depunem proiecte pe fonduri europene, fiindcă nu am avut o situație juridică clară. Dar în prezent, Râșnovul are un proiect pregătit, un proiect în valoare de 5 milioane de euro. În ce constă? Haide să detaliem puțin, vă rog. De când am stat de vorbă și am avut discuție și cu consultanții noștri și cu cei care elaborează proiectul și cu domnul director PPN, care este cu sufletul nu numai alături de Râșnov, ci alături de toate monumentele istorice pe care le are județul Brașov, și avem un proiect care îl vom depune pe următoarea axă de finanțare, care constă în restaurarea în întregime a cetății, mai mult decât atâta tot ceea ce s-a construit ilegal, tot ceea ce nu are legătură cu cetatea Râșnov, zidurile betonate cu fier beton, cu o serie de improvizații care sunt făcute acolo, vor fi desfințate, iar cetatea va căpăta din nou autenticitatea care a avut-o în trecut. În acest sens am consultat specialiști, avem avize luate de la forurile de specialitate, de la Ministerul Culturii, în așa fel încât sperăm ca în cetate, în perioada în care vom finaliza toată această restaurare, să avem zone muzeistice de excepție, în care să avem atât partea de securizare a tuturor obiectelor care vor fi expuse acolo, de asemenea partea de microclimat, în așa fel încât să nu sufere niciun fel de depreciere tot ceea ce vom avea ca și exponate în zona cetății, iar acest mare proiect pe care noi îl facem, cred că Râșnovul va fi una dintre, deci cetatea Râșnov va fi unul dintre primele monumente istorice ale României. Este un proiect mare, este un proiect scump, destul de scump, 7 milioane de euro sunt... Nu, 5 milioane. Proiectul era mult mai mare, noi aveam posibilitatea să-l facem mult mai mare, din păcate sunt bani foarte puțini și au plafonat și suntem nevoiți să ne încadrăm la acest plafon de 5 milioane. Știți dumneavoastră că ceva că era proiectul mult mai mare, dar din păcate am... Ținut cont de ghidul care este încă este în consultare, nu putem să depunem un mare de 5 milioane. E un act de curaj, spuneam. De ce? Pentru că, lăsând la o parte, sigur, și finanțarea, care este extrem de importantă, sigur că vor fi și întreruperi în fluxul turiștilor în această perioadă, cel puțin pe anumite zone unde se și lucrează. Da, este foarte adevărat, să dea Dumnezeu ca acest proiect să devină eligibil cât mai repede, fiindcă Râșnovul și numai Râșnovul, România are nevoie de ca monumentul istoric cetatea Râșnov, monumentul istoric la sa, să fie un monument restaurat în cele mai bune condiții, iar ținând cont de faptul că există un număr foarte mare de vizitatori de la un an la altul, este un plus, deci există o grilă de punctaj în care noi am văzut că vom avea foarte multe lucruri care ne avantajează, faptul că până în prezent Râșnovul și-a creat un CV, chiar am fost invitat la Alba Iulia și am fost lector la o conferință internațională prin care am prezentat modul în care am implementat proiectele din Râșnov și în același timp lucrurile care s-au întâmplat din bani europeni în comunitatea din Râșnov, iar cred că ceea ce este cel mai relevant sunt cifrele, adică numărul de vizitatori, că acestea, până la urmă, putem să folosim noi vorbe frumoase, să spunem tot felul de lucruri, dar, concret, de fapt, sigur că concret, acestea sunt datele și creșterile sunt spectaculoase. Să crești cu 120.000 de turiști la un an la altul este o cifră foarte mare. Știți ce idee se naște? Vedeți, de obicei, proiectele și anumite proiecte sunt făcute pe termen foarte scurt. Deci, oamenii vor o investiție relativ mică, cu efecte imediate,
Este un proiect pe termen mai lung, pentru că restaurarea unei cetăți nu durează o lună, două, trei, ci se întinde pe o perioadă mai lungă. Iar acest lucru este mai rar ca, știu, edilul unei localități să gândească pe termen mediu și lung. Da, sunt și lucruri care se întâmplă pe termen scurt, fiindcă trebuie satisfăcută și această poftă a cetățeanului. E foarte adevărat, ne întoarcem. Da, vedea lucrurile pe termen scurt, dar sunt și proiecte care trebuie să le vezi în perspectivă. Asta cred că a contat cel mai mult, faptul că a existat o continuitate, și mulțumesc comunității din Râșnov că au avut încredere în mine și că în fiecare mandat am câștigat categoric la Râșnov, iar faptul că am avut și o echipă în spate și că de fapt între Consiliul Local a fost un consiliu lucrativ și am avut parte de o activitate foarte fructuoasă, acest lucru li se datorează și lor și mă bucur astăzi că am reușit să demonstrăm tuturor că acele lucruri care mulți, inclusiv stăteam de vorbă și îmi spunea Nicu Pepene, colegul meu, Adi, zice, te tot văd la emisiuni spunând despre parcul ăsta cu dinozauri. Mă, zice, să nu piși cumva în derizoriu, că tu pari un om serios așa când povestești. Zice, băi, mulți nici nu știu, poate că au dispărut dinozaurii, da. Și poate cred că e un fel de grădina zoologică, așa, și zice, băi, nu știu, parcul ăla cu dinozauri, spune-le cumva, nu știu, pune-o cumva, zice, detaliază de fiecare dată. Iată că acest proiect a prins, iar astăzi putem spune că în parte creșterea numărului de vizitatori de la cetatea Râșnov se datorează și datorită faptului că există parcul tematic cu dinozauri, care a beneficiat de o campanie foarte bună, a creat foarte mulți oameni curioși, iar acest lucru nu a făcut altceva decât să-i aducă să viziteze stațiunea Râșnov. Am văzut foarte mulți oameni care au venit de prin toate colțurile țării, evident cu cei mici, fiindcă n-au avut încotro bunicii, dar și părinții, și au fost nevoiți să vină să viziteze orașul Râșnov. Da, mulți au considerat la vremea respectivă, când totul era încă sub în formă de proiect, că este un moft, că este un lucru trecător, dar iată că lucrurile sunt deja așezate, bine așezate, și afluxul de vizitatori este în creștere. Spuneți-mi alte proiecte pe termen mai lung, pentru că, spuneam, este un act de curaj. Știu, fiecare edil trece din 4 în 4 ani printr-o perioadă mai complicată, e vorba de alegeri. Da, noi am stat și am făcut o analiză chiar pe următoarele etape de fonduri europene. Vom avea, pe lângă proiectul cu cetatea, care îl vom depune pe axa 5.1, avem de asemenea în proiect să dezvoltăm, să zic, două module, care de fapt vor fi un proiect întreg. Vrem să facem un parc dendrologic, în parteneria cu Universitatea Transilvania, și aici sperăm, fiindcă tot așa valorile sunt plafonate, sperăm să pregătim un proiect de 5 milioane de euro, care să fie cu 98% și 2% cu finanțare. În ce constă acest parc dendrologic? Deci parcul ăsta dendrologic, noi dorim să-i dăm și un caracter științific. Inițial am vrut să-l facem pe forțe proprii, dar mă bucură că găsim această oportunitate pe fonduri europene, în care foarte mulți, știu, atât studenți, cât și până la urmă latura științifică a Universității Transilvania, a Facultății de Silvicultură, să-și aducă aportul, atât pe parte de, știu, de diverse discipline care sunt în cadrul acestei universități. Vrem să facem partea de topografie, inițial să implicăm pe colegii noștri, adică pe cei de la Universitatea Transilvania de la Silvicultură, partea de pedologie de soluri, tot așa să există un studiu făcut de dumnealor, partea de dendrologie, tot așa din partea dumnealor, partea de hidrologie, deci o serie de lucruri care compun marele proiect, dar suntem nevoiți ca în momentul de față să facem toate acestea într-un ritm mult mai alert și le vom face noi. Vom dori ca acest parc dendrologic să fie atât bază didactică și să aibă și caracter științific, dar în același timp să fie și o zonă de recreere, fiindcă prin acest proiect să creștem numărul de înoptări în orașul Râșnov, deci turistul când vine la Râșnov, obligatoriu să aibă cât mai multe obiective de vizitat, în așa fel încât să nu fie nevoit să plece, fiindcă cu siguranță și-a pregătit niște bani pentru concediu și trebuie să-i cheltuie în stațiune turistică de interes național Râșnov. Iar din parcul din acest parc dendrologic se poate trece dincolo în grădina botanică, o grădină care pentru care se va percepe bilet și vom avea unul dintre proiecte va fi depus pe axa 5.2, iar celălalt pe axa 7.1,
Iar dincolo, în grădina botanică, unde vom avea nevoie de o serie de persoane care vor trebui să întrețină toate aceste zone verzi, plante și absolut totul, ne propunem să avem în județul Brașov, fiindcă cred că ar trebui să ne treacă prin cap de multă vreme să avem un astfel de loc de vizitare, deci o grădină botanică, lucru care îl au toate, toate județele din mare parte din județele care din România și la Cluj și la Iași, dar să sperăm că acest proiect va prinde conturi, iar în zona respectivă pe care noi am delimitat-o și este o zonă care este ușor accesibilă, să avem și zone de parcare și să în timp să creăm o dezvoltare pe măsură. Vorbeați de parcul dendrologic, de grădina botanică, iată un proiect extrem de important și mare în același timp. Spuneți-mi totuși, aveți un proiect la care țineți cel mai mult. Fie că este complicat, greu de realizat, dar este aproape de sufletul dumneavoastră. Cu siguranță că cetatea, deci proiectul cu cetatea este proiectul care și cred că este de datoria mea finaliza acest proiect. A început în momentul în care a început procesul cu italianul. De când a început procesul și este un lucru care l-am dovedit. Cetatea într-o anumită măsură a fost restaurată de către primăria orașului Râșnov, în măsura în care ne-am putut permite și am reușit, am avut de asemenea și un sprijin de la Consiliul Județean, dar cred de asemenea că pe lângă cetate un lucru care contează foarte mult pentru stațiunea turistică de interes național Râșnov este faptul că la Râșnov în acești ultimii ani s-a construit un complex olimpic de sporturi de iarnă, un complex care nu face altceva decât să creeze generații sănătoase de tineri. Noi am înființat chiar un club orășenesc, noi am zis Clubul Olimpic Cetate Râșnov, fiindcă Râșnovul de ce nu este unul dintre orașele olimpice ale lumii, deci la Râșnov a fost adusă flacăra olimpică și s-a desfășurat olimpiada de tineret, iar acolo avem mai multe discipline sportive și încurajăm pe cei mici să practice sportul, fiindcă doar în felul acesta vom putea fie o comunitate sănătoasă și o comunitate puternică. Iar lucrul acesta mă bucură văzând că la sfârșit de an, în momentul în care am premiat nu numai copiii de la școli, adică a venit Moș Crăciun la ei cu diverse daruri, am avut grijă și de sportivi și am rămas impresionat văzând că în cadrul clubului Dinamo Râșnov, clubului școlar, care este o unitate de învățământ de stat, sunt peste 100 de copii, iar dincolo la diversele ramuri sportive avem peste 250 de copii. Un lucru foarte important pentru noi, fiindcă dacă ne raportăm la numărul de elevi care sunt în clasele 1-8, ne dăm seama de fapt că am putea spune 25-30% dintre copii practică cel puțin un sport. Și eu sunt părinte de copii, am doi copii care fiecare dintre ei, unul este la săritor, celălalt merge la biatlon și mă bucură că îi mai scoatem de la calculator și în felul acesta fiecare dintre ei poate nu vor ajunge să facă performanță, dar trebuie să credem că vor face și performanță până la urmă, dar până la urmă își ocupă timpul într-un mod plăcut. Sigur. Vorbiți-mi puțin despre evenimentul din luna februarie. Evenimentul din luna februarie, deci dacă astăzi... Nu e de aici de acolo. Da, în această, mai precis, săptămâna viitoare se va desfășura la Chile Grădiștei un campionat mondial de juniori. S-au înscris 41 de țări la acest campionat mondial de juniori pentru biatlon. Același lucru se va întâmpla și la noi, adică în momentul în care vom organiza campionatele mondiale de sporturi nordice. Și de ce spun că ne vom baza pe aceeași chestie? Cred că vom avea un număr mult mai mare de sportivi și decât au fost la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Și pe ce mă bazez spunându-vă acest lucru este faptul că sunt foarte multe categorii de vârstă. Nu sunt numai juniori mici, sunt și juniori mari și ajungând la chiar și cadeți. Deci ajungi până la vârsta de 23 de ani. Practic, atât pe fond, cât și pe combinată nordică, cât și pe sărituri cu schiurile, vom avea parte de foarte multe, foarte multe personalități, foarte mulți tineri care deja sunt în topurile mondiale ale diverselor probe, iar concursurile pe etape și toate aceste evenimente, care tot acest eveniment se va desfășura, practic, cred că pe trambulina din Râșnov în fiecare zi, din 20 până în 28, vom avea
competiții, fie că vorbim de sărituri, fie că vorbim de partea de sărituri de la combinată nordică. Același lucru se va întâmpla și la cheile grădiște și același lucru se va întâmpla și la predal, iar deschiderea va fi un eveniment foarte mare pentru noi, fiindcă o vom face, ne propunem să o facem dacă ne reușim să finalizăm și ne permite vremea chiar pe pietonalul din zona centrală. În caz contrar, în grădina din cetate, unde este o zonă foarte generoasă, unde de altfel am făcut o deschidere și pentru prima ediție a Cupei Mondiale de Sărituri cu Schiurile. Lucrul acesta îl vom gândi atunci cu domnul secretar general al Federației Române de Schi, cu Nicu Pepene, director Muzeului Județean de Istorie, deci cu apropiații noștri care de fiecare dată ne-am ajutat și am gândit soluții pentru asemenea evenimente. Spuneți-mi, după toate aceste, să le spunem pe nume, sunt realizări importante și în primul rând râșnovenii beneficiază de ele. Sunt convins că sunt destui investitori care bat la ușa dumneavoastră și care doresc să investească la Râșnov. Da, este foarte... Și din țară și din afară. Da, este foarte adevărat. Vedem cu toții și... Cum faceți? Simțit... Îi selectați în funcție de puterea lor financiară? Am încercat să-i ajutăm pe absolut toți cei care își doresc să facă investiții la Râșnov, fiindcă dacă stăm să ne raportăm la ultima perioadă, am publicat de curând în Gazeta de Râșnov, care este o publicație editată de Primăria Râșnov, numărul de locuri vacante pe care sunt pe diverse domenii de activitate și am rămas surprins să văd că sunt foarte mulți agenți economici din orașul Râșnov care își caută oameni pentru a-i angaja. Deci caută pe diverse specializări, de la turism până la partea de prelucrare a metalelor, de diverse activități, și am scris la vremea respectivă. Același lucru cred că și-l doresc și cei care doresc să facă un business, caută forță de muncă calificată în zona noastră și fiind într-o zonă în care ești aproape de foarte multe aglomerări urbane, aleg ca Râșnovul să fie destinația unde să-și implementeze astfel de proiecte. Proiectele sunt atât în domeniul turismului cât și în domeniul industriei. Le-am încurajat, am făcut în așa fel încât să nu se intercaleze și să existe o separare a zonei turistice cu cea de industrie. Am reușit să facem acest lucru și mă bucură că în fiecare an există astfel de solicitări. Iar ceea ce pot să spun astăzi, că mă bucură, este că am reușit să finalizăm la grupul școlar industrial atât o parte de ateliere în care agenții economici sunt solicitați pentru a veni în sprijinul nostru și pentru a-și forma personal calificat exact dumnealor, dar și pe partea de alimentație publică, fiindcă am creat foarte multe zone în care, laboratoare să le spun așa, unde se pot pregăti pe partea de alimentație publică, fiindcă vedem cu toții este o problemă din ce în ce mai mare, fiind într-o zonă în care turismul s-a dezvoltat foarte mult, este nevoie și de personal calificat, atât ca ospătari, ca bucătari. Adică au rămas puțin în urmă vis-a-vis de afluxul de... Nu neapărat, dar este faptul că și Poiana Brașov caută personal de acest gen, și Râșnovul, și zona Bran Măieciu Fundata. Practic, în fiecare zonă ai nevoie de a găsi un bucătar care să știe să facă într-un timp scurt, fiindcă turistul este grăbit și de fiecare dată nu este dispus să aștepte foarte mult, să pregătească diverse preparate culinare prin care să impresionăm și să revină, fiindcă de fapt, până la urmă, turismul ăsta se rezumă nu neapărat, nu doar pentru a vedea tot felul de lucruri, este foarte importantă partea de agrement, ar contează foarte mult și partea de cazare și partea de alimentație publică, fiindcă dacă omul se odihnește bine, mănâncă bine și are ce vizitare, vine și data viitoare sau face recomandări în așa fel încât și alți apropiații dumnealor să vină în orașul Râșnov. Nu vreau să atac acest subiect, este sfârșit de emisiune, dar nu știu, parcă nu mă pot abține. 2016, an electoral. Da, este un an electoral, nu este un an în care să ne avem emoții mai mari decât am avut alte ori, fiindcă cred că campania electorală se duce în toți acești ani care, din momentul în care ești investit într-un nou mandat și până la finele acelui mandat, cred că fiecare dintre politicienii care își doresc să abordeze acest an electoral și-au făcut foarte bine treaba. Cred că cetățenii ne cunosc, pe fiecare dintre lucruri sunt vizibile, iar
anul electoral 2016 nu ar trebui să le creeze celor care au muncit, celor care au fost serioși, nu ar trebui să le creeze nici cea mai mică emoție, fiindcă electoratul și cetățeanul nu are cum să fie prostit, să spun așa. Da. Cu siguranță știe ce trebuie să facă pentru a-i fi bine lui în primul și în primul rând, fiindcă de promisiuni, de șarte și de tot felul de demagogii vorbe fără acoperire, sigur. Da, la Râșnov vorbele au acoperire, am mai spus-o de multe ori în această emisiune, omul sfințește locul. Domnule primar, eu vă mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune și vă mai aștept, nu în campanie electorală, înainte de campanie electorală. Vă mulțumesc mult! Să mai stăm puțin de vorbă. Doamnelor și domnilor, iată, punem punct aici emisiunii noastre, Brașovul tău. Am avut doi invitați de marcă, general major Ion în rezervă, Ion Georgescu, fost director la ICA Ghimbav, o personalitate, o istorie vie, dacă doriți, și primarul Râșnovului, o istorie care e foarte aproape de mine. Mulțumesc mult! Vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere!